Slăvit să fie Domnul! I-am spus fratelui Gheorghe că puterea mea este mică și nu o să mai pot rezista mult. Și sunt aici, am făcut rocada cu Nic și vrem să stăm înaintea Domnului Dumnezeu să ne facă timpul venit în casa Domnului să ne fie prielnic. De fapt, cântărețul vrea să se cânte cât mai multe cântări. Cât de multe. Predicatorul vrea să predice cât de mult. Și prorocii câteodată vor să prorocească cât de mult. Numai rugăciunea rămâne câteodată foarte puțină. În seara aceasta, accentul Domnului și cântarul Domnului a fost pe timpul de rugăciune care îl petrecem cu El. Rugăciunea este starea de vorbă. Spunea tatăl meu de multe ori, când te duci la un bolnav, mai vrea să-i cânți o cântare. Nu prea vrea să-i predici. Dar toți bolnavii vor o rugăciune. În seara aceasta vrem să ne verificăm, pentru că dacă nu ne verificăm, noi trece cântarul Domnului. Și rugăciunea vrea să vă spun că nu ia locul ascultării. Nu ia locul ascultării. Un om și-a sfârșiat hainele, o sta cu fața la pământ o zi întreagă cu bătrânii. Și a zis Domnului Iosua, scoală-te. O zi întreagă să te rogi, să postești, să plângi, să te jelești, să te rogi Domnului. Și după aceea să spună Domnul, nu m-ai putut îndupleca cu nimic. Poporul a păcătuit. Rugăciunea noastră, să știți că nu e locul ascultării. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Nu-L putem îndupleca pe Domnul cu cuvinte, nici cu cât se roagă, nici cu cât de frumoase sunt cuvintele. Rugăciunea este ascultată de Domnul când noi trăim în ascultare. Doamne, ajută-ne! Și apoi mai sunt niște fisuri. Rugăciunea în care Domnul găsește neiertare. Așa a zis Domnul și așa vă spun din partea Domnului. În seara aceasta, când Domnul s-a uitat peste rugăciunile noastre, vrășmașul în dreptul unora dintre noi a adus învinuirea neiertării. Și aș vrea Dumnezeu să se îndure de noi, să ne cerceteze. Spunea Domnul de la bun început că este o apă care curge și când bem apă, când ne facem provizii de apă, când știm că vine seceta. Și cuvintele Domnului de atâta timp vestesc că vine o vreme grea, vine o vreme de secetă și mi-am schimbat gândurile și am rămas la ceea ce mi-a zis Domnul să vestesc că vine o vreme de secetă. Călătoria prin pustiu nu este ușoară. Trăim în vremea aceasta și unii au sufletele pustite. Trăim în vremea aceasta și ne pustim sufletele unii altora prin cuvinte, prin răutate, prin multe acțiuni care le facem în familie sau în poporul lui Dumnezeu și sunt suflete pustite. Și Domnul în seara aceasta a zis că vrea să dea apă și fie ca Dumnezeu să ne ajute să ne pregătim pentru pustiu. Pregătirea pentru pustiu este o pregătire specială. Când mergi la munte, te pregătești ca pentru munte. Când mergi la câmpie, te pregătești ca pentru câmpie. Pregătirea pentru pustiu. Nu știi cât de lung pustiu este. Nu știi unde vei mai găsi apă. De aceea am vrea să avem gândul nostru și inima noastră înaintea Domnului și să-i spunem, Doamne, nu știu care pustiu va veni în viața mea. Poate va veni durerea, poate va veni îndoiala, poate vor veni multe alte lucruri care pot să aducă pustire. Poate Domnul nu-ți va vorbi o vreme, deci fi pus la încercare. Și m-am uitat la poporul Israel și spunea în Exod călătoria prin pustiu. Trei lucruri care sunt principale în viața noastră, care trebuie să le înțelegem. Domnul nu alege calea cea mai ușoară pentru noi. Domnul nu alege calea cea mai ușoară. Noi vrem... Doamne, binecuvintează-ne, Doamne, păzește-ne, Doamne, îndură-te de noi, dar aș vrea să vă spun că Domnul nu alege calea cea mai ușoară. Însăși Domnul Iisus a spus în lume, veți avea necazul, cine? Numai aia din Africa? Numai cei din România? Numai aia din Asia, din țările unde sunt bătuți și bajucoriți și numai ei, să noi să o ducem bine în Canada și în America și să nu mai putem de bine? Călătoria prin pustiu
O rânduiește Domnul. Și Doamne, ajută-ne să înțelegem un lucru. Nu să punem întrebări de ce va fi Domnul cu noi, să ne pregătim pentru călătoria prin pustiu. Doamne, ajută la aceasta. Apoi, aș vrea să vă spun că prin multele lucruri și prin pustiu Domnul ne aduce aminte că suntem trecători. Am cam uitat că suntem trecători și anul acesta, dintr-o parte a pământului în cealaltă, din America, în Canada, în Europa și în România, a început Domnul de la începutul anului și va continua să ne aducă aminte că suntem trecători. Și nu va veni să ne ceară nouă părerea dacă să mai lase cineva sau să ia. Domnul uneori nici nu va mai anunța. Nu va mai anunța. Și aici este un punct în mod special pentru vasele Domnului. Trebuie să fim cu mare atenție. Să vorbească Domnul curat. Noi ca oameni putem să dăm greș uitându-ne la fața omului. Am vrea să trăiască cineva. Dar dacă Domnul a hotărât să ia pe cineva acasă, pentru mine plecarea mamei a fost o durere. Dar am o bucurie că a plecat să-și primească răsplătirea. Că a plecat înainte de a ajunge o povară pentru cineva. Că a plecat și Dumnezeu i-a împlinit dorința de a o lua în somn. Și noi câteodată vrem să-L înduplecăm pe Dumnezeu. Doamne, mai lasă, Doamne, mai vindecă, Doamne, mai îndură-te. Dar aș vrea să vă spun că noi știm să strângem rodul pomilor la vremea cuvenită. Nu te duci în decembrie să strângi cireșe. Nu te duci. Noi știm când e de strâns merele, cireșele, prunile și Domnul știe când este de chemat acasă pe ai săi. De aceea, Domnul a spus, mamă, tați, tineri, în vârstă, Domnul va chema. Pentru că vrea și nouă altora care poate va pleca cineva drag de-al nostru, va pleca cineva prieten de-al nostru, va pleca cineva din biserică, va pleca un tânăr, va pleca o mamă la mulți copii. Prin asta Dumnezeu vrea să ne aducă aminte. Suntem trecători. În fața noastră este moartea. Fie că este împărat, fie că este înțelept, fie că este sărac. În fața fiecărui om se vorbea și astăzi. Este moartea. Și moartea pentru oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu este o groază. Dar moartea pentru cei ce sunt ai Domnului este, cum spunea fratele Mițoia, este autobuzul care ne duce spre Dumnezeu. Și nu ar trebui să ne îngrozească. Ci ar trebui să ne gândim că și atunci când va veni momentul plecării, să nu fim în conflicte cu oamenii, să nu fim în conflicte cu Dumnezeu, să avem inima împăcată, oricând va veni Domnul, să putem spune, vino Doamne Iisuse. Călătoria prin pustiu, frați și surori, ne amintește că suntem trecători, dar în același timp, prin pustiu Domnul ne dă odihnă. Prin pustiu, Domnul, odihnă în pustiu? Da. Domnul dă odihnă în pustiu, pentru că pe parcursurile vieții noastre, El este totdeauna cu noi. Depinde de noi. Israel a avut multe popasuri și de multe ori citesc acolo și mă gândesc la toate popasurile, ce diferență de la un popas la altul. La Mara au avut un popas și au cârtit poporul și noi de multe ori ne oprim la Mara. Și noi de multe ori suntem la Mara în adunare, suntem la Mara în familie noastră, suntem la Mara în societate, avem de-a face și vrem să-L bajocorim și să ne luptăm cu păstorul, avem de-a face cu șefii statelor, îl judecăm pe Biden, îl judecăm pe Trudeau, îl judecăm pe Iohannis, îl judecăm pe toți oamenii. Stăm la Mara. Știți de ce? Că avem rădăcini în pământ, care ne țin în pământ. Și noi suntem străini și călători. Și nu este problema noastră ce face Dumnezeu cu oamenii, cu președinții, cu statele. Problema ta și problema mea este ce face Dumnezeu cu tine, cu casa ta și ce face Dumnezeu cu mine și cu casa mea. De aceea, Doamne, ajută-ne să plecăm de la Mara și să ajungem la Elim. Dar plecând de la Elim, să ne ajungem din nou la cârtire. De multe ori mă uit peste aceste două popasuri, Mara și Elim. La Mara sunt scrise lucrurile care s-au întâmplat și la Elim. Spune că poporul a ajuns la Elim, locul celor 70 definiți și a celor 12 izvoare. Și de multe ori mă întreb, Moise, de ce n-ai mai scris nimic acolo? La Mara ai scris că poporul a cârtit, că a vrut să te omoare. La Mara Dumnezeu le-a dat legi și porunci. La Mara Dumnezeu le-a vorbit. Și la Elim, vă rog să citiți acolo. Nu mai scrie nimic. Poporul a ajuns, s-a împrăștiat și punct. Dar scrie după aia, a plecat de la Elim și în pustiul Sin, din nou au venit cârtirile. În seara aceasta aici este un Elim. Poate unii suntem la Mara,
Doamne, ajută-ne să ajungem la Elim. Dar important este cum stai la Elim. Cum stai la Elim? Ce se scrie la Elim? Ce-a scris Dumnezeu în seara aceasta în dreptul tău când ai venit și ce scrie Dumnezeu când vei pleca de aici? Doamne, ajută-ne să nu ne întoarcem înapoi la Mara. Să nu mergem la Sin, prin pustiul Sin și de nou să gârtim și din nou să murmurăm și din nou să mergem la faptele vechi. În seara aceasta, Dumnezeu vrea să ne amintească că drumul spre cer nu este ușor. Drumul spre cer este presărat cu încercări. Drumul spre cer este presărat cu necazuri, dar de multe ori nu suntem atenți la cuvintele Domnului. Să nu se supere cântăreții pe mine. Dar în ultimul timp am văzut că au început ritmurile sunetelor, trompetelor și a instrumentelor să sune mai tare ca mesajul cântării. Se pune atâta importanță pe ritm, pe orchestrație și de multe ori cântarea nu ne mai ajunge la inimă. Se cântă cântări care mișcă piciorul, dar nu mișcă inima. Să ne dea Dumnezeu să cântăm cântările Sionului, gândindu-ne la versetele care le cântăm. Să ne dea Dumnezeu putere să se împlinească în dreptul nostru ce spune atât de frumos cuvântul Domnului Isaia. Și aș vrea să citesc cuvântul acesta și cu acest cuvânt să mergem înaintea Domnului în rugăciune și așa cum amintea și Costel, să ne rugăm pentru noi și familiile noastre. Nu știm ce va veni, dar de multe ori nu suntem atenți la mesaje. Mai mărturiseam și aș vrea să vă spun și vouă, dumneavoastră, știți mulți dintre dumneavoastră, soția mea a trecut a doua oară prin cancer. Nu ca o laudă o spun, doar la faptul că atunci când în 2022, în primăvară, ne-a vorbit Domnul, am fost atenți ce a cerut Domnul și Domnul nu a cerut post, nu a cerut rugăciune. Noi uneori cu asta vrem să-L înduplecăm pe Dumnezeu. Cu post, cu rugăciune, cu sunat dintr-o parte în alta să se roage sute și zeci și mii de oameni. Și ne întrebăm de ce listele rămân neschimbate? Pentru că familiile noastre și noi ca popor nu suntem atenți la mesajul Domnului. Domnul nouă ne-a cerut mulțumire. Și mulțumirea a trebuit să se petreacă peste 9 luni de zile. Și nu a fost ușor. Trebuia să mulțumim. Și Domnul în marea Lui îndurare, după ce oamenii au fost neputincioși și au făcut doar o parte a lor, când oamenii au spus că este mai rău decât s-au gândit, Dumnezeu a adus vindecare. Dumnezeu a adus vindecare. Dacă ne-ar pune Duhul Domnului la încercare din seara aceasta, cât am reținut din ce a vorbit Domnul poporului? Mulți vor lucrări personale și se întreabă, de ce vin atâtea lucrări la popor? Știți de ce? Că Domnul te pune la încercare să vadă ce ți-ai luat din lucrare. La examen, dacă ne pune Domnul pe fiecare, ridicăm în picioare, spunem, ce ai înțeles în seara aceasta din predicile și din lucrările care au fost până aici? Poate mulți dintre noi am spune, păi au vorbit Domnul, au fost frumos. Domnul vrea să iei esența. Care este esența? Care e cuvântul Domnului care îți va mișca inima și te va pune în mișcare prin pustiul care stă înainte? Să poți să călătorești împreună cu Domnul? Doamne, ajută-ne să luăm aminte. Și cuvântul Domnului spune, Domnul te va călăuzi neîncetat. Îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularilor tale. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor al cărei ape nu seacă. Asta vrea să facă Domnul. Asta vrea Domnul să ne dea în seara aceasta apă. Va veni pustiul de o zi, de o săptămână, de o lună, de mai multe luni, de un an. Nu știu cum va veni pustiul, dar vreau să vă spun ceva. Pustiul nu este ușor. Mai ales când nu ești pregătit, pustiul nu e ușor. De aceea, haide să ne ducem înaintea Domnului și în seara aceasta spunem Domnului, Doamne, îndură-te de noi și familiile noastre. Când va veni cântarul Domnului, aș vrea cântarul Domnului să nu ne găsească preocupați ca toată lumea. De multe ori mă gândesc la Lot. Ginerii lui credeau că glumește. Și de multe ori văd prin adunările Domnului cum unii iau cuvântul Domnului, predici, cuvintele de profeție, avertizările Domnului ca o glumă, chiar așa. Și de multe ori s-ar putea să ne găsească pedeapsa Domnului, să nu ieșim din Sodoma și să ne prindă în Sodoma, să ne prindă pedeapsa Domnului împreună cu alți oameni. Am vrea, când Domnul va pune cântarul, să ne găsească în poporul Domnului, să ne găsească sub ocrotirea Lui, noi și casele noastre, conștienți că avem fiecare ceva de făcut. Avem de făcut fiecare ca persoană, avem ceva de făcut ca familie, avem ceva de făcut ca biserică. Să nu confundăm. Să nu credeți că biserica va face ce trebuie să faci tu personal. Să nu credeți că, dragi tineri, că familia va face ce trebuie să faceți voi personal. Nu. Fiecare avem ceva de făcut,
familiile noastre avem ceva de făcut, biserica Domnului are ceva de făcut. Și dacă noi ne facem partea noastră, Domnul își va face partea Lui. Și când vom striga pe Domnul, nu va trebui să postim multe zile. Nu va trebui să ne rugăm mult. Nu va trebui să apelăm la mulți pentru mijlocire și să ne dea Domnul biruință. Domnul va spune, iată-mă, și ne va da biruință. Ne ducem înaintea Domnului și ne rugăm. Amin.